Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un episod de Kid PvP. Alături de cine? Ia zi. Dank guy. Da. Deci hai să vedem ce putem face. Eu nu știu care ești și aspirin. Vezi că n-avem voie să facem timp, bă. Deci ne batem. N-am pasă. Pare rău. De ce nu-ți pasă? Oricum sunt bun. Dacă nu m-ar bloca în aer, asta se va și niște patru. Mă blochează în aer, nu știu de ce, și n-am hack, știi? De ce în timpul ăsta nu pot? Da, știu, e lag pe server. Are serverul lag, aparent. Ești bun. Ești bun. Mai am jumătate de inimă. Am nicio șupă! Șupă! Nu mai ai nicio șupă? Vezi că ai și în inventar pe nubule. Tu bei supă, bulangiu! Păi, pana mea, supă! Hai să facem o luptă fără supă! Da, pretenții! Uite ce mă blochează! Ai mâncat supă, ai mâncat supă! Da, știu. Păi de ce ai mâncat supă? Ai zis fără supă. Știu că îți bagi. Cum să-mi bag? Te fac cu supa aia în mu... Ai crezut că nu mă vezi. Mă, poți să-mi iau și alt kit aici? Trebuie să faci puncte, adică să omori oameni. Eu am 4000 de puncte. Și mi-am luat... am 4 kituri până acum. Eu am 1000 de puncte. În 6 episoade de fucking Kid PvP. Vezi că vine unul din spate. Hai mă să facem timp, băga mea și piciorul unii. Hai mă, timp. Hai, hai timp. Hai pe ei. Câte puncte ai? 1040. 1040 deja? Cum că ai făcut așa de repede? Nu știu, am făcut killer aici. Uite, am 1060. Ia să nu dai mine, bă, stai și la nume, ok? Deci primești 20 de puncte pe kill? Da. Și cum ai mai făcut atâta? A, cred că am mai jucat înainte și nu știu eu. Bă, îți dă câteva puncte. Din start. Uite. Bă, o dat un căcat în mine. Care are kill de la Pyro. Da, și da pe mine mă moară. Fuck! Am omorât pe eu am kit PvP, kit Switcher, kit Pyro și kit Viking. Viking. Ia-și Pyro, că îmi place. Ne, Pyro are o armură de căcat și doar de foc și atâta. Bă, dar mă blochez în chestii. Știi cum eu mor pe Pyro cu kit PvP? Easy. Nu știu, seria asta chiar îmi place și chiar o să continui foarte mult pentru că... Na. Mie în general nu-mi plac seriile. Am glumit. Ce serie? Am glumit. Am zis că nu-mi plac. Dar de ce filmesc căcatul ăla de Hitman? De... Știi tu, cu șmecheria ia și Hitman 3. Nu, dar... E fain așa că e joc de ăsta. Dar m-am jucat Hitman 2, l-am terminat și nu mi se vedea așa de căca ca ție, ce naiba? Nu știu. Hitman 2 îmi pui, mi-e poate tu aveai alt Hitman. Ăla-i printre primele Hitman-uri. Aaa, ah, opa, aveam ăla... Hitman Absolution. A, păi îmi pui mea la penultimul, ce dracu. Păi și de ce nu filmezi pe ăla? Pentru că vreau să fac toată seria de Hitman. Hitman 1 n-am făcut pentru că ăla e prea de căcat, cu aia ăla joc aproape 2D, mă lași. Ăla poți să joci pe calculatorul stră bunică meu, bă. Hitman 1 plus ca... Pe calculatorul lui bunică nu puteam să joc Minecraft. Păi Minecraft știi ce am făcut odată? Eu mă jucam pe un bă, server de Minecraft. Hitman, bă, gândește că pe Hitman 1 îți trebuie PC... cu 64 mega RAM, placă video de 32 mega RAM și îți trebuie calculator de cât îți trebuie de 1 GHz sau 9 sau 800 de MHz ca să brulezi Hitman 1 pe high chiar pe high. Mă asculti, pe calculator vechi al bunica mea că și-a luat un acum, ok. Am dat 10 euro pe un kit, îl știi pe The Link, youtuberul ăla. Da. E un bulangiu așa. Mi-am luat operator pe serverul lui cu 50 de euro când avea server RPG pe Minecraft. Un server vechi de 2 ani de zile, 3, care s-a închis. Bine, acum s-a transformat în MCX. Eu eram din staff-ul vechi. Mi-am luat operator. Nu, de fapt mi-am luat helper și am ajuns la operator. După mi-am luat un kit de 10 euro. Am intrat pe calatorul lui bunica mea să-l testez puțin la arena PvP. Am văzut că are 10 FPS. Am văzut, bă, hai, că și cu protecție 8. Cât aveam, sau 5, nu mai știu, aveam protecție 5. Uh-huh. Că era kit modat. L-am pierdut și am dat 10 euro pe el. Cum l-ai pierdut? L-am pierdut, m-am dus la arena PvP și eu l-am pierdut, că aveam 10 FPS-uri. Pe calatorul lui bunica mea.
A, nu era permanent, adică nu puteai să dai slash kit. A, nu, era doar o dată. Bă, nu știu cum să zic de ero pe ăștia aici. A, tu ești ăsta. Lasă-mă să mor, lasă-mă să mor, că fac rank. Vreau, fac rank, bă, lasă-mă să mor. Bă, stai, 77, nu mor, nu mai da, nu mai da. Vrei să zici ceva, șmecher? Da. Am hack. Cum? Ce trozel. O fac. Holy shit. Bă, facem timp. Da. Da, deci în episodul următor o să facem timp și cu ăsta. A, și ziceți și voi în comentarii dacă vreți textură nouă, pentru că... Ce textură ai? Vrei în PvP am acum, dar aș vrea textură nouă, ceva Huawei, că-mi plac alea la Huawei. Dar nu au venit pe mine în morții, mă, te-ai zis că facem timp! Bă, timp, bă, uite ce bulangiu, să-mi bag piciorul de nu-mi bag cu zonii după... Te trebuie să fac... Mă piși pe rank-ul tău, sincer. Am 140. Eu am rank 5, tu ce rank ai? Unde scrie? Nu, dar în mine, mă, futu-ți Max și altele, umătii. Nu, că ăsta are skin-ul lui Max și altele. Bine, respect Max și altele, dar mă refer la căcatul ăla. Eu nu, eu un castrat. Muie Fanny Max și altele, muie Ungaria. Deci, ce ai, bă, nu țin videoclipul meu de-astea, că-și Max și șmecher. Bă, sincer, eu din cearta aia cu Max și High Scam, ce țin cu amândoi să-mi bag piciorul. Eu țin cu High Scam. Cel mai tare schemer. Asta chiar, asta zic și eu, pentru că nu poți să fii prost ca să dai schem, adică dacă ești prost, îți iei schem, nu dai schem, știi? Și adevărul e că și căcatul ăla care, George sau cum pui da mă să-l cheamă, trebuia să aibă grijă. Sincer, nici la PewDiePie nu i-aș da un cuțit în pula mea. Chiar dacă știu că câștigă $1,000,000 pe lună, nu-i dau, frate, nu-i dau. Că cine știe ce trece prin cap și îl doare pizdă de banii pe care, bine, cred că PewDiePie totuși n-ar face. Crezi că PewDiePie ar da schem? Nu. Like, chiar, dacă face... chiar dacă nu și-ar strica reputația care are 40 de milioane. Nu, dar și-ar strica. Abonați în spate care îl susțin. Bă, Dios, și-ar strica o urât, adică ar face cu un milion de, cred că de... Nu cu un milion, mă, cu 100 de mii, 200 de mii de like-uri, cel puțin mai mult ar face. De dislike-uri, pardon. Ar face, adică ar avea... Nu contează. Cred că ar face... Tot la fel de mulți bani câștigă. Da, pentru că vizurile tot vin, dar... Bă, dar nu mai da mine, mă. Știi că dacă ai mai multe dislike-uri, iei mai mulți bani. What? Ce legătură are? Nu, că vin vizuri multe, știi? Păi vizurile îmi pune, asta că le și de la like-uri și de la dislike-uri vine. Da, dacă are, se menține constant cu like-urile și îi măresc dislike-urile, o să facă mult mai mulți bani. Nu știu. Hikeman a câștigat foarte mulți bani pe urma asta, adică plus... Da, bă, am văzut un video la el care, cum se numește, a făcut case opening de 2000 de euro. Nu, și care e faza? Și cred că l-a făcut din banii din scam. Nu banii din scam, dar Max și altele l-au promovat și toți fanii lui Max și altele au venit să-i dea dislike. Și fanii lui Max și altele când i-a dat dislike au făcut și vizionări. Și au scos câțiva dolari în plus, nu mult, dar au scos câțiva dolari în plus. Și dolarii aia pentru România sunt chiar buni, adică 30 de dolari, cred că, nu, 30 n-au scos. Pentru că 30 de dolari sunt 300 de mii de vizuri în puii mei dacă ai parteneriat cât de căcat. De fapt nu chiar cât de căcat, că de exemplu HD Gaming Ro, o arăta câți bani câștigă. O și nu câștigă, e un țigan. Nu contează. Un țigan, bine, n-am nimic cu țigan. Și dacă are, și nu e un țigan. E de treabă. Nu, n-am nimic cu... Persoanele supraconterale sau plinuțe. Nu, dar care... ce mă enervează? Că are 30 de ani sau cât are și se comportă ca un fucking copil de 9 ani. Poate chiar mai puțin. Deci, nu știu, faza aia cu Timo, hai să zic că e ceva publicitate, adică, nu știu, să atragă, nu știu, chiar nu știu de ce face chestia aia cu Timo. Adică, faza bocea, nici nu știu ce, cum dracu o face. Sincer, nu mă deranjează ceva, dar e ciudat pentru un om de 30 de ani sau cât are, nu știu, chiar nu vreau să fac mai bătând, dar... Pentru un om de 30 de ani sau cât are să facă chestii de genul cu Timo și cu Catra, hai să zic, bă, joci LOL în pui mei și cu campionii, dar nici să faci voci de alea în pui mei și zici că te-ai masturbat toată viața în pui mei. Eu dacă aș avea o problemă cu el, nu m-aș uita la Nu, discurs. Dacă... Da, nu, eu mă uit la el. Dar mă enervează intro-urile. Mă îmi place. E singurul YouTuber care are banner de pictat, să zic așa. Intro-ul lui cu fucking G2A. Îmi place, îmi place. Cancer, e cancer. E fain editat, dar e cancer așa cu vocea aia, Timo și shit-uri de alea. Și-mi place și Duminica PC-urilor, e faină. Aia da, aia. Chiar îmi place și mie că e ceva mai... Da, sincer... Ceea ce nu prea vezi. Stai, da, nu mă omor. Hai să facem timp, hai să... Uite-l pe ăla, hai pe el. Băi, ești prost! E unul invizibil. Da, vezi că o să-i vezi sabia și o să-l omori repede, pentru că ăia invizibil n-au armură, știi? Ăla invizibil n-are nimic pe el, știi? Stai că te salvez eu, boss. Hai, e și logic. Hai, ajută-mă.
Așa cum am Păi putin. Stai, că nu știu care dă în tine. Eu îl bap unul, Alex, TB69. Vortex. Eu mă bat cu doi de aia cu ca de armură. Oh, triple kill. Am dat triple kill, băi, ești nebun? Am... Tu câte kill-uri ai? Te ajut, hai că te ajut. Întoarce-te, întoarce-te, întoarce-te. Dar nu da mine, ha, a dat altul. Câte kill-uri ai, bă? Nu știu, am 1300. Cum să ai 1300, ești prost? Da. Bă, kill-uri, mă, nu puncte. Puncte, 1300. A, pe kill-uri, mă, mai sus, ucideri, nu kill-uri, na. Am ucideri 15. Ai, am 176. Și... Ce? Câte puncte? Câte ce? Câte puncte? A, 5690, numai faza e că... Cât mai ții episodul? Nu știu, vreo 2 minute. Și mai filmăm unul după aia și după aia ne mai băgăm la alt minigame, la Skywars, la Sky PvP aș vrea pentru că... După episodul ăsta să mă ajut și pe mine cu căcatul ăla. A, ok. La caută pe net, vă rugăm să restartăm serverul, vă rugăm reveniți. A, cred că o să încheie imediat episodul când dai start la server. Da, gata. Dai start? Nu, o să dea acum, imediat. O știu când o să dea, o să închidem episodul. Gata, hai că dau restart. Zici tu, salutare. Salutare, nu. Salutare, lume. Da, caută-mă pe net și gata. Dar nu-i greu să... Dar nu că se de chestia pe net. Hai zis și tu. Oare da. Zedo mai știe de căcatul ăla? No. Mamă, cât stăteam cu Zedo în conf înainte. Da, și acum mi-a dat și bloc. Da-l dracu. Păi ăla-i prost în pui mie. Ăla-i zic, ce-o frate, ce faci? Ăla, îți dau bloc. Căcat cu fițe în pula. Ilie Trofin. Știu că erați voi odată în convă și încercați să-mi dați... Se laudă că și am puii mei un deci, căcat de monitor voi bulangilor, de știu că erați odată în conf, mă lași să vorbesc. Știu că erați voi doi odată în convă și știi că eu am contul ăla de level 40 cu multe jocuri. Și încercați să-mi dați chem și eu eram pe mut. Eu încercam? Zis... Da. El încerca, zicea să-ți dea backtrap de la pe IP sau ce pula mea. Mă rog, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să apăsați butonul subscribe și... Da, ne vedem la viitoare. Ciao, ciao!